La mulți ani la toți, ianuarie 1-2015, vreau să vă urez un an plin de nu numai sănătate pentru cei care nu o au, dar pace sufletească, binecuvântări pe bază financiară, cu Dumnezeu înainte pentru toți. Am vrut să zic că am așteptat miracol din 2014-2015, deși nu s-a împlinit încă. Sunt așa de mulțumitoare lui Dumnezeu că m-a lăsat încă pe pământ să văd și să apuc și 2015. Și am văzut mâna lui Dumnezeu cum m-a ajutat să pot să am putere, să pot să trec prin Crăciun, ajunul de Crăciun, ajunul anului nou, uite și acum ianuarie pe 1, anul nou 2015, împreună cu prieteni și familie. Am fost înconjurată, deși de la distanță, de familie și prieteni de pe ocean, din Europa, de peste tot. Am simțit în suflet așa o bucurie și o împlinire. Am văzut mâna lui Dumnezeu prin dragostea voastră și vă mulțumesc din suflet pentru că așa a fost de bine primit. Mulțumesc familiei pentru challenge cu ciocolată și muștar. Mi-a adus zâmbet nu atâta pe buze, dar și în suflet. V-am simțit alături și asta a fost cel mai important. Mulțumesc familiei și prietenilor pentru că au fost alături de mine. Nu m-am simțit singură și m-am simțit așa de împlinită și așa de binecuvântată de la Dumnezeu pentru voi fiind parte din viața mea. Mulțumesc la prietenii din România, Miha, mulțumesc la rugăciuni, Elisa, de cel puțin familia am fost așa de mișcată pentru că atâta frații și surorii, dar și cumnații și cumnatele au participat, până și Oti a participat, până și Chris și Patricia, de la Germania, prieteni nemți al lui Sergiu, până și prietenii noștri de aici, din America. Deși nu este încă miracol de sănătate în corp, am simțit mâna lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu prin voi așa de mult că am fost în așa bucurie și în așa împlinire sufletească și știu că deși miracolul încă nu s-a întâmplat, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a îngăduit să intru în anul 2015 și știu că miracolul va veni chiar dacă e treptat sau dintr-o dată, știe El, face El cum vrea, facă-se voia Lui, că atunci o să fie absolut fantastic, dar până atunci vă mulțumesc din suflet că ați fost alături. Am simțit, iar cum v-am zis, mâna și dragostea lui Dumnezeu datorită vouă. Vă urez un an plin de, nu numai sănătate, dar sănătate atât în corp, cât și în suflet, cât și în minte și cât și în spirit. Pace să vi se împlinească ce doriți în acord cu planul lui Dumnezeu și din nou toate cele bune, un an nou plin de binecuvântări și de abia aștept să vă dau un video și să vă zic că sunt 100% de procent sănătoasă. Amin! Un an fantastic la toți! Ciao!